Se întâmplă de multe ori să fiu nevoit să postez ceva pe Instagram de pe laptop sau desktop, pentru că acolo am acces la Photoshop și alte tool-uri de editare foto. Din păcate, Instagram nu permite acest lucru. Poți să folosești funcționalitatea de a posta un story sau o fotografie doar folosind un telefon mobil. Ei bine, azi vreau să vă arăt o metodă prin care puteți publica conținut pe Instagram folosind browserul Chrome de pe un laptop sau desktop. Soluția este să folosiți un plugin care modifică user agent-ul. Ce este un user agent? Este un header, la fel ca și host sau referral, care se trimite împreună cu un request și poate conține mai multe informații despre device-ul care trimite acel request. În cazul nostru, user agentul ne va ajuta să păcălim aplicația de Instagram astfel încât să pară că o accesăm de pe un telefon cu Android sau iOS. Odată selectat device-ul, va trebui să dăm un refresh pentru a face un nou request și să deschidem consola browserului folosind și opțiunea Responsive Device. Interfața se va transforma astfel încât să arate ca și cea nativă de pe Android sau iOS, dar din păcate nu va fi 100% identică. După ce ne-am făcut treaba, putem să schimbăm user agentul înapoi, să închidem consola și să dăm din nou un refresh. Putem să folosim acest plugin și pentru a testa aplicații și website-uri proprii sau pentru a păcăli și alte softuri care au nevoie de un device mobil. Pluginul folosit de mine nu este singurul de acest fel, dar este unul dintre cele mai populare, având peste 1,8 milioane de instalări. Pentru detalii sau download, folosește linkul de sub acest video.